In absentia lucis tenebres vincunt. Avem nevoie deci de cineva care să ne facă o lacă de lumină și cine poate fi mai bun la capitolul ăsta decât un meseriaș, care meseriaș, bineînțeles, se pricepe la de toate. Știe să tragă sârme, să pună apă, să pună gresie. Îți dă și un sfat la audică ce compresă să spui, deși nu m-aș lua după el la capitolul ăsta. Sunt uneori lucruri de mare importanță în care este cu mult mai sigur să apeși la specialist, deși și aici apare o mare problemă, cum selectezi care specialist, pentru că deseori e o distanță între ce scrie pe etichetă și ce este în spate. Și avem deci nevoie să navigăm o ofertă destul de largă în acest punct de vedere, în care iarăși se pune întrebarea cine ne ghidează, pe ce hartă ne uităm ca să alegem măcar specialistul. Un variant este, bineînțeles, sau mă rog, cam singura de fapt care funcționează, este să apelăm la o imagine a lumii care este formată din cercul cu care ne înconjurăm, din propria bulă într-un fel, care este fatalmente formată la rândul ei din oameni care sunt nu neapărat speciali sau nu neapărat speciali în ce ne interesează pe noi, dar în orice caz nu specialiști în același lucru care ești chiar tu specialist. Pentru că specialiștii sunt foarte utili doar în domeniul lor, dar în orice altceva au ajuns să fie considerați nechemați de unii. Te întreabă de ce să-ți dai cu prepusul undeva că n-ai specialitatea care trebuie, n-ai patalamaul la mână. Și aici este o mică problemă, pentru că tradițional omul are o curiozitate și o pricepere și faptul că ajungi să fii specializat foarte tare într-un domeniu și ajungi să înțelegi foarte bine lucruri foarte înguste nu înseamnă că ar trebui să te intereseze, să racordezi cumva cu ce știi și ce poți să afli și ce afli de la alți și eu, specialiști, prieteni, ce-o fi, și în felul ăsta să-ți formezi o imagine care să ajute la formarea acelei hărți. Deci, oamenii până la urmă sunt nativi buni la toate. Jack of all trades, cum zic englezii, un fel de Jolly Joker, care cât și de cât se pricepe la multe lucruri, chiar dacă nu este foarte specializat în toate acelea, adică nici nu are cum să fie specializat în toate acele lucruri. Și nu e deloc rău să se pronunțe, pentru că câtă vreme ne pronunțăm, învățăm ceva. Cel care nu știe, învață de la cel care știe. Câtă vreme are loc un dialog constructiv între cei doi, în care se poate ilumina ce anume este și eu insuficient înțeles și ce este nu poate bine cunoscut și în care cel care știe poate să contribuie cu porțiunea lui de cunoaștere care s-ar putea să fie foarte corect și adâncă într-un domeniu, dar să fie, și eu văzut-o dintr-o perspectivă, neapărat productivă. Invităm din nou alături de noi pe domnul profesor Alexandru Iacob. Bună ziua, domn profesor, ce părere aveți? Bună ziua, bine v-am găsit din nou. Mă gândeam la problema pe care ați ridicat-o, că trebuie să validăm specialistul, la cine ne ducem să ne repare țevile, să ne repare instalația electrică, care profesor e mai bun pentru copilul meu, ce service îmi repară mașina mai bine, cine mă sfătuiește să-mi investesc banii mai bine, experți de care avem nevoie de-a lungul vieții. Și asta ne transformă pe noi, cei care căutăm sfaturile experților, ne transformă cumva în experți în selecția experților. Cum facem asta e o întrebare delicată, pentru că atâta timp cât ai o cultură generală, să-i spunem, inclusiv în domenii practice, și o deschidere în a asculta puncte de vedere, s-ar putea să te descurci cât de cât. Poate nu găsești cel mai bun expert în ce cauți tu în momentul ăla, dar s-ar putea să găsești în partea superioară a clasamentului. E bine. E un lucru bun. Dacă vorbim despre generaliști, așa rămăsesem cu discuția la emisiunea anterioară, mă gândeam iarăși la modelul axei, care mie mi-e drag, pentru că ne ajută să vedem că între extremele unei axe sunt tot felul de nuanțe, tot felul de posibilități. Și aș vedea în capetele axei generaliștilor, generaliștii autentici la o extremă,
cei care chiar știu lucruri utile pentru a coordona un domeniu, de exemplu, pentru a lua decizii, și falși generaliști la extrema cealaltă axei, care fie au o părere prea bună despre ei față de nivelul pe care îl au de cunoștințe, de competențe, de experiență, de viață, dar au mult tupeu. Și atunci ei se vând pe piață ca generaliști. Mă bag eu să fiu antreprenor, director de firmă. Îmi fac eu firmă că am sentimentul că mă pricep. Pentru că am, în școală, când eram copilaș, vindeam covrigi colegilor cu 25 de bani în plus și asta mă face cumva să cred că sunt bun de om de afaceri. Sau în politică, vedem fenomenul ăsta inclusiv în politica românească și locală și națională. Oameni care nu par să aibă datele de competențe, fie de specialitate, fie generaliști. Adică înainte te întreb ce a făcut omul ăsta, unde a fost, unde a performat el în ce a făcut, dar îi vedem propulsați spre vârful piramidei acolo și au și păreri, le emit cu emfază, cu curaj. Și aici merită discutat. Și între cele două extreme, ideală și cealaltă, restul nuanțelor care încap. Sigur că e mai bine să avem generaliști în locurile în care e nevoie de generaliști, din partea ideală a acției, oameni care chiar știu și care cred că mai au o calitate importantă. Își dau seama până unde știu. Și sunt dispuși să se oprească, nu-i domeniul meu aici, hai să întreb 1, 2, 3 cunoscători, să-mi formez o opinie, hai să mă mai documentez, hai să caut pe internet, să citesc. Dar așa își spune problema, știi să cauți pe internet? Ce cauți? Unde te duci? Cum filtrezi informații? Înseamnă să fii trecut prin școală cu adevărat, să-ți fi plăcut să gândești cu capul tău, să pui întrebări, să ai îndoieli asupra concluziilor pe care ți le servește un profesor, un prieten, un interlocutor, să ai îndoieli asupra propriilor tale idei, dacă n-au fost trecute prin sită de-a lungul anilor. E greu lucrul ăsta, cere timp în primul rând și o capacitate de o disponibilitate de a face lucrurile astea într-una, ele sunt obositoare. Adică, mai pe scurt, e ceva nenatural. Pentru că noi, natural, avem tendința să evităm efortul. Natural avem tendința să evităm efortul și natural... Nu, nu, orice animal. Da, și natural ne place, cred că tot natural ne place să avem dreptate. Și e foarte greu să te... Pentru că e o luptă acolo în care simți că ai câștigat ceva. Da, da, sigur. Exact. Cele două lucruri pot fi, până la urmă, cuplate. Și aici cred că ar fi pe undeva o cheie de a încerca să mai șlefuim pe undeva colțurile realității. Există un tip de, știu și eu, meci în care poți încerca să lupți pentru a câștiga ca te simți bine, dar în același timp să-ți rodeze, să-ți formeze acel mușchi al înțelegerii propriilor limite. Și acela este dialogul. Aș zice că e important aici ca să conștientizez că nu trebuie să te ții cu dinții de a avea dreptate când nu ai, e dialogul intern cu tine însuți. Adică să-ți dai seama cel extern în primul rând, cel intern nu funcționează. Din ce cauză? Oamenii, mai ales oamenii inteligenți, sunt foarte capabili să-și formeze, să spunem, să-și raționalizeze orice poziție. Înseamnă că eu nu mă încadrez la oameni foarte inteligenți, pentru că la un moment dat, pe parcursul vieții, am descoperit cât de fain este și câtă ușurare îți aduce capacitatea de a admite că nu știi, că greșești. Nu imediată, pentru că atunci când sunt, o pățesc și acum, nu vreau să se creadă că am ajuns la vreo măestrie, că sunt un expert, apropo de experți, al dialogului și al capacității de a admite că greșesc, mai ales când sunt în
febra discuției. Atunci când ești în febra discuției, susții un punct de vedere, celălalt îți dă cu parul, ghilimele, te contrează, vine cu argumente și atunci începi să raționalizezi. Da, și cauți argumente și exemple, le culegi așa foarte atent cele care îți susțin punctul de vedere, pe cel care îți susțin punctul de vedere, ca să nu, să nu fim certați pe motive de gramatică, de limba română. Exact, să raționalizezi poziția proprie. Dar am constatat, am conștientizat și am încercat să-mi formez abilitatea asta, să-i spunem, de-a lungul anilor, mai ales odată cu înaintarea în vârstă, așa să zicem, cu maturizarea, de a mă întoarce, de a mă detașa după o discuție în contradictoriu, mai ales o discuție fierbinte, și de a încerca, poate a doua zi, poate la o săptămână, nu imediat, clar că nu, temperamentul poate sau miza discuției nu-ți permitea să fii atunci capabil de imediat sau în timpul discuției de această de acest act de bravură, aș zice, intelectuală, dar după un timp să mă răcoresc și să văd la rece și să zic, băi, jumate din ce am spus erau prostii, de fapt, și să mă duc să mă documentez și să reiau conversația pe care am avut-o în contradictoriu și să zic, stai un picuț că omul ăla a punctat și niște chestii bune, de fapt, și unele din afirmațiile mele nu prea stăteau în picioare sau nu pe baza argumentelor pe care le aveam eu și mă repoziționez, încerc să mă repoziționez, să mă recalibrez. De asta am devenit foarte mult adeptul nuanțelor în discuție, adică evit afirmațiile categorice, afirmațiile cu... De asta folosesc modelul ăsta al axei. El e și simplu, că dacă mergem în modele bidimensionale sau tridimensionale, deja complicăm lucrurile. Tot timpul văd capete de axă și, de fapt, majoritatea situațiilor sau persoanelor sunt undeva între extremele. Exact, nu-i nimeni... Exact. Eu aș zice, chiar aș completa un pic aici, pentru că, mă rog, principiul, ideea axei și mie mi se pare utilă, dar eu cer să observ că, în general, ambele capetele axelor tind să fie negative. De fapt, locul interesant este undeva la un centru. Extremismul de orice fel formă, este toate mâine cu probleme. Și dacă să facem max asta cu generaliști sau cu specialiști sau cum vrem, putem să facem undeva într-un capăt falși generaliști sau falși specialiști sau orice altceva, dar cum care sunt foarte asertivi și care reușesc așa. Cei autentici, foarte buni specialiști, foarte îngust în celălalt capăt al axei, foarte buni pe domeniul lor și care tot ce spun este foarte bine solid în domeniul lor, dar care s-ar putea să fie, să nu știe nici măcar cum să interpreteze ce spun ei în alt context decât strict contextul în care sunt ei. Pentru că când ajungi ultra specializat în ceva, era chiar o glumă cu ce înseamnă un doctorat, pe bune să spunem, sau ce înseamnă o descoperire, mă rog, un doctorat, un specialist, ar fi ceva de genul... fiecare om știe multe, să spunem, un domeniu relativ larg, un om, orice om educat, să spunem. Aș nuanța. Are așa. Idee despre are, multe. Da, are o ceva idee destul de mare, știe ceva, câte ceva cam despre aproape orice, este, are cât de cât o orientare în spațiul ideatic din jur. Bineînțeles, în niciun domeniu nu poate să ajungă prea mult, pentru că ăsta e generalistul. La un moment dat, se spune, el începe să se specializeze, se depune efort ca să învețe din ce în ce mai mult într-un anumit domeniu și efortul ăsta fatalmente limitează totuși capacitățile cognitive a oricui, indiferent cât ar fi de capabil, sunt limitate și nu mai poți să mai aloci resurse, să spunem, să mai vezi foarte multe alte lucruri. Și resursa de timp e o problemă. Resursa de timp, de motivații, multe resurse. Și timp cât putem, și cât ne permite timpul pe lângă ce mai facem noi. Și atunci ajungi să știi din ce în ce mai multe despre din ce în ce mai puțin. Până când ajungi la extrema axei la care încercam să ajung, că știi absolut totul despre absolut nimic. Da. E o glumă. Mi-aduc aminte de un model, era aplicat în
într-un anume tip de companie era, eu l-am citit referitor la o companie americană puțin cunoscută, nu una din marile companii, o companie de consultanță în inovație, mă rog, pentru că mă pasionează domeniul ăsta și domeniul ăsta, și ei foloseau acolo un profil intelectual în forma literei T, ziceau ei, unde bara orizontală a literei ar fi să înțelegi din mai multe domenii care aveau legătură cu ce făceau ei, de exemplu, și componenta artistică a designului industrial, texturi, culori, forme, chestii, și componenta tehnică, tu trebuie să împaci arta, frumosul, esteticul unui produs, al unui scaun, să zicem, cu funcționalitatea lui, și acolo intervine componenta tehnică și componenta financiară economică, pentru că vrei să faci un scaun, să-l vinzi pe piață, dar e scump cât un Rolls Royce. E foarte bun, e minunat, e super arătos. S-ar putea prețul să fie chiar motivul de vânzare. Adică dacă faci un scaun, nu este luat de scump, să poți face o prostie. Dacă reușești să convingi lumea că este un exponent al luxului... Bun, e foarte, deci foarte valid argumentul. Și brațul vertical al T-ului, piciorul literei T, mă refer la un T mare aici, la majuscula literei T, deci pe orizontală, erau să te pricepi la câte ceva din toate, ca să poți dialoga cu colegii din echipele, din echipa de proiectare, din echipa de alegerea materialului, din echipa de marketing, finanțe și așa, în fabricații. Și verticala era ce aprofundezi tu, la ce ești tu foarte, foarte bun, pe ce rămâi. De exemplu, unul era foarte bun pe ergonomie, pe studierea ergonomiei, da? Dar înțelegea și celelalte nevoi din celelalte departamente, pentru că altfel, dacă ești obtus la problemele celorlalți și îți spune, insistă cel de la producție, nu putem fabrica, nu avem tehnologie, nu există tehnologia să fabricăm ce vrei tu, chestia asta, nu avem. Și tu insisti că da, dar uite, alții, să ajunge la un blocaj. Nu neapărat, s-ar putea să ajungă la un salt înainte. S-ar putea să ajungă la o inovație, corect. Se da, forțezi, pur și simplu forțezi. Din chestia asta, da. E celebru cel de la Apple. Nu mai știu, care când a pornit iPhone-ul. Au spus că nu se poate. Toți au spus, domnule, nu se poate face așa ceva. Exact, și al lui Zomle. Primul smartphone. Și foarte, să zicem, contestat uman. Am un lapsus, vine personajul pe mână. Pe, Steve Jobs. Bine, așa. Steve Jobs. Jobs. Exact, cel care Jobs a relansat exact compania. Exact. Deci fondată, foarte dur. Complet neomenos, spun toți, spălat pe jos cu ingineri și tot restul, și a insistat, domnule, faci chestiunea aceea care să îmi placă mie, să poți să folosească da, bunica sau ceva cred, de genul. Nu știu dacă Steve Jobs spunea, trebuie să iasă atât de frumoase pictogramele, emoticoanele de pe ecran ale aplicațiilor, încât să-ți vină să le lingi, să dai cu limba pe ele culoarea, rezoluția, textura, claritatea lor. Și a pornit un domeniu care nu a fost inventat de el. Deci telefoane, sau mă rog, dispozitive portabile erau deja de ceva vreme. Erau niște tablete erau, de ceva timp. Avea ceva Microsoft între, făcut Microsoft între Pager și Palm Pilot erau exact, între Palm, ele. Exact, care da, a fost la strămoșul început și care pur și simplu... Da, bine, nicio inovație nu pleacă de la zero. Dar apropo de Apple, compania la care am făcut eu trimiterea din New York cu profilul ăla în T, generalist, cu o direcție de aprofundare, pentru că mai mult nu poți. Am aprofundat, ar fi profilul un P următorul, cu două direcții pe care le știi extraordinar de bine. Ori e vorba de vreun geniu, da, acolo nu, oricineva. Nu cred că aici e chestiunea legată de precizia desenului, ci de pur și simplu de o imagine generală. Da, cât anume poți să întinde adică pe, e pe bine să știi direcții, din toate, și mai din ales, multe. Și mai ales să realizezi da, limitele tale. Pentru corect că o mare problemă care apare este că mulți specialiști foarte buni în domeniu se cred specialiști în alte domenii sau sunt luați de specialiști în alte domenii. Și lucrul ăsta se întâmplă deseori, care îi spune, iată, cu tare, domne, se domnă. Ar trebui să vorbim despre noi aici. De ce vorbim noi despre chestiunea asta? Suntem generaliști, suntem specialiști în generalisme aici, în această emisiune, în asta ca moderator, eu ca invitat. Ajung și aici. Și ajungem și acolo, da. Voiam să închei cu o paranteză, această companie la care fac eu referire a fost, pentru că lucrează în domeniul consultanței de design industrial,
au apelat Apple la această companie, care e tot în Silicon Valley, acolo unde e și Apple și unde e miezul tehnologiei americane și mondiale, poate să le facă primul mouse. Primul mouse, pe care îl știm toți că îl folosim la calculator, a fost inventat ca obiect la centru de cercetare al companiei Xerox, iarăși o companie arhicunoscută care avea un centru reputat de inventat tot felul de chestii. L-au dat deoparte, au zis nu avem la ce folosi așa ceva, pentru că nu existau calculatoarele astea portabile și nevoia de mouse și interfețele erau toate în linie de comandă, nu erau interfețe grafice. Și Apple a venit cu prima serie de Mac-uri cu interfață grafică și au luat mouse-ul ăla primitiv creat de Xerox, l-au dat acestei companii, IDEO se cheamă compania de consultanță, și au făcut primul mouse modern, design bine din ăla vechi, cu bilă, nu cu laser, cum avem acum. Da, închei paranteza aici. Unde vreau să fac o tangentă? La capitolul de ce unii sunt cumva un pic diferiți, cum de fac acel efort de a-și vedea propriile limite. Ei, vin tot de la o câștigare de ceva. Deci apare, deci în momentul care într-un dialog, să spunem, descoperi că ceva, că undeva înțeles ceva greșit, sigur, vine cu un fel de penalizare ca motivație internă. A orgoliului, dar nu? Orgoliu, adică, exact, este afectat. Dar, pe de altă parte, descoperirea vine cu un foarte mare plus. Și la un moment dat începi să valorizezi mult mai mult acel plus, acea valorizare proprie care o faci în faptul că vezi ceva, vezi, uite, domnule, ce chestie. Ce poate să iasă, nu? Care e o plăcere pur și simplu în sine. Da. Pentru unii oameni, acel lucru este o plăcere în sine. Nu pentru toți. Și e posibil, sau mă rog, putem clasifica așa, chiar dacă nu este o chestiune neapărat fiziologică, deși e posibil să fie și fiziologică, oamenii nu sunt atât de universali cum am vrea să credem. Diversi oameni au diverse, să zicem, capabilități. Din punct de născute, predispoziții. Nu știu neapărat dacă născute sau crescute din modul în care au fost. Adică nu știu dacă din nature sau nurture. Nu foarte clar și până nici nu contează. Da. Unele sunt clar născute oareșcum. De exemplu, urechea bărbații muzicală. Și femeile au capabilități diferite. Că bărbații nu reușesc să facă copii oricât s-ar chinui. Da, corect. Deși și aici sunt o căruță de dispute, apropo de roluri de gen, o mulțime de lucruri care spun că, domne, nu ești destin, din punct de vedere, poți să-ți descurci foarte bine, poate chiar să fii mai bun decât ceilalți care sunt poate intuitiv mai bine pregătiți acolo, deci nu mai este situația în care e clar o condamnare cum ce etichetă ai avut la naștere sau la un moment dat. Julia Galef a observat o chestiune interesantă, ne separăm și la cum prioritizăm aceste două elemente, apărarea punctului de vedere și bucuria descoperirii. Și într-o carte celebră, The Scout Mindset, mintea de cercetaș, a propus separarea în două categorii, cercetași și soldați. Soldatul execută? Soldatul execută și nu pune sub semnul întrebării. Am putea să facem o paralelă pe undeva chiar la separarea care se face în politică între progresiști și conservatori. Pe undeva. Și nu rezultă de aici, deloc de aici că unii ar fi buni și ceilalți ar fi răi, pentru că fiecare au un rol. În armată există și soldați. Soldați, bine, și iscoadele, să spunem, sunt toți soldați la modul general. Deci soldat în sensul ăsta ar fi, să spunem, infanteristul. Infanteria grea, o pui undeva, acolo moare. Nu se trece de ea. Cercetașul are mai multe libertate. Cercetașul se duce, caută, observă cum sunt lucrurile. El numai că insistă să își impună poziția, eu aici trebuie să măr. El zice, nu, trebuie să vedem cum sunt, că s-ar putea întâmpla să fie mai bine altfel. Și se bucură când descoperă ceva care ajută și pe infanteristul greu să fie eficient din punctul de vedere. Deci, pur și simplu, sunt roluri diferite și ambele foarte importante. Infanteria ușoară care face cercetare nu poate să câștige nimic, pentru că nu poate apăra nimic. Da, eu trebuie să recunosc că am ajuns la concluzia asta, când am ajuns cu niște ani în urmă, că e bine să fiu atent la pozițiile prea orgolioase în
argumente, contraargumente. Cred că am plecat de altundeva, de la disconfortul pe care îl simțeam atât în timpul conversației, pentru că trebuia să aveam tendința să mă țin, să mă cramponez de punctul meu de vedere și să forțez argumente care nu erau la locul lor neapărat, dar și ulterior conversației, dacă descopeream eu, cercetând subiectul acasă, că am dat-o în bară, că ce am susținut eu era complet aiure sau în mare măsură aiure. Și nu mă simțeam deloc în regulă cu chestia asta și zic, mă, cum să fac, ce luptă trebuie să duc eu cu mine ca să accept că pot greși, să accept că atâta știu, că nu știu tot pe subiectul ăla, că cel din fața mea, chiar dacă e o persoană pe care nu o agrez, poate, da? Că poate să fie o conversație cu cineva pe care nu o agrez și aici se mai încarcă pe lângă orgoliu punctului tău de vedere că eu sunt deștept și le știu, se încarcă și ideea ăla dacă nu-mi place e ceva în neregulă cu el, că nu-mi place. Dar poate ăla care nu-ți place tocmai a zis un adevăr, a zis un lucru sau s-a dovedit mai priceput ca tine sau știa o chestie pe care tu nu știai. Sau pur și simplu era momentul în care și ceasul defect arăta ora exact. Da, și asta. Și atunci zic, cum fac eu asta? Pentru că mă răcăia, mă deranja chestia asta, cramponarea asta și descoperirea ulterioară a faptului că, uite mă, totuși n-am avut dreptate. Ce ar fi să lupt? Am luptat și duc și acum lupta asta, nu spun că am ajuns la un capăt și că o fac cu mare ușurință. Da, dar se pune un efort și ceva motivează acel efort. Pe mine m-a ajutat foarte mult când am venit în Rareș, sunt deja 29 de ani de când sunt în liceu ăsta și am dat peste copii foarte capabili. Erau în fiecare clasă destul de mulți copii care te puteau contrazice. Eu eram oarecum la început de carieră și mai scăpam prostii, să zic, sau în orice caz chestii insuficient rafinate când ieșeam din discuția strict geografică. Și eram contrazis. Eram și sunt un tip relativ liber în clasă, adică n-am o problemă ca un elev să ridice mâna și să-mi pun o întrebare care nu duce unde voiam eu să ducă sau să mă contrazică sau fie pe ceva faptic sau pe opinie. Și cred că acolo a fost nevoie de efortul ăsta pe care l-am depus. Da. Fiecare are nevoie de motivația lui. La mine așa a venit motivația. Când mi-am zis, mă, ce e de făcut? Să o țin pe-a mea? Pentru că eu sunt profesorul și am autoritatea și cum să îndrăznească profesor? E o cale simplă și din păcate unii profesori o folosesc. Pur și simplu nu se bagă în discuții în afara subiectului. Da? Dacă discutăm despre un capitol din geografie, facem strict chestiunea aia, nu ies pentru că s-ar putea să mă prindă vreun elev în offside. Și sau ai alternativa să, din capul locului, și acum în ultimii ani așa își anunț pe cei din anul, din clasa nouă, primul an de studiu, când mă cunosc, zic să știți că e posibil să n-am dreptate uneori. Puneți sub semnul întrebării tot ce vă zic eu, ce vă zic alți profesori, ce vă zic părinții, ce vă zic prietenii voștri cei mai buni, ce vă zice internetul care 90% spune chestii greșite sau incomplete sau amestecate sau... Da, greutatea e cum descoperim care ar fi cele mai apropiate de adevăr. Deci faptul că spune internetul nu spune cumva, nu înseamnă neapărat că acela are dreptate. Poate să fie invers. Nu, pur și simplu îi stimulez prin asta să aibă îndoieli referitor la ce află, să mai caute, să mai întrebe încă într-un loc, să mai deschidă un dicționar. Am și acum discut în clasă. Nici nu poți, deci pur și simplu nu poți trăi punând semne întrebări absolut tot ce auzi. Pur și simplu sunt mult prea multe informații și capacitatea cognitivă până la urmă și de timp este limitată. Dar dacă poți cât mai mult din lucrurile care îți sunt de interesant, cât poți măcar. Exact, să faci un pas, doi, în direcția respectivă. Sigur, dar nu toată lumea are capacitatea asta, intră în secă, pentru că în perspectiva asta în care suntem pur și simplu capabilități diferite, în sensul că unii chiar sunt curioși și caută lucrurile care le se par că nu sunt în regulă și aruncă resurse în direcția respectivă, capabilitatea asta nu are toată lumea. Alții pur și simplu își văd de ale lor, fac așa cum le știu și atunci întrebarea se face, cum facem o armată care să funcționeze?
cum facem ca cercetașii care sunt curioși să vadă lucrurile așa cum sunt ei, așa cum sunt ele, chiar dacă sunt incomode, pentru că este foarte un cercetaș care îți spune, domnule, o să fim învinși în bătălia asta, nu avem capacitatea să facem față, o să ne ia gâtul dușmanul, nu este un cercetaș care e prost, din potrivă, este un cercetaș foarte bun pentru că îți permite să te reașezi, poate poți să pleci în altă parte, să te ape, poate chiar până la urmă să o retragere strategică pentru altă luptă sau chiar să te predai la o adică pentru a te pregăti, să spunem, pentru altceva sau, sau pentru a obține cât poți obține. Pentru că apar, deseori apar ancorarea de un principiu absolut poate să fie absolut dezastruoasă. Și putem vedea asta în situația din Palestina, care este pornită exact de la o asemenea situație în care cele două părți, pur și simplu, una din ele n-a fost în stare să-și aprecieze capabilitățile. Partea arabă... Se numește fanatism ăsta. Nu am pornit la fanatism. Fanatismul este pur și simplu un tip de armă mai nou, să spunem, folosind această dispută. E definiția aici. Fanatismul înseamnă să-ți dublezi eforturile fără să știi încotro mergi. Ei știu foarte bine încotro merg. Problema este că nu sunt capabili să ajungă acolo. Pentru că ei, neavând, să spunem, cercetași, au tot insistat, ăsta este dreptul nostru, trebuie să primim și să luptăm pentru dreptul nostru. Aici fără să fac o paranteză, nu știu dacă putem spune joc, meciul, ca să zicem așa, povestea din Israel, Gaza și toată regiunea, că pare să se extindă acum. Ieri Yemenul anunțase că intră și ei în... asta e o glumă, de fapt, Yemenul. Asta. Chiar spunea, făcea ceva glumă, că Yemenul a declarat război Israelului și Israelul în replică a declarat război planetei Marte. Da. Partida încă se joacă. Așa, după primele date, parțuia într-o direcție lucrurile, dar mi-e teamă să nu vedem acolo o extindere mai mare cu implicarea Iranului, cu... În fine, o să vedem. Eu zic o să vedem. Nu știu. Multe lucruri sunt... Bine ar fi să rămână unde este și să modereze, să tempereze lucrurile și bine, să planeta oricum se ajungă într-un făgaș. Deci, exact. Cum a fost, puțin probabil să mai fie. Dar asta poate în alte emisiuni, discuția geopolitică sau într-o serie de alte interviuri când vom avea sau alte conversații. Voiam să revin la dialogul din clasă. Mi se întâmplă frecvent, iarăși, apropo de efortul pe care îl fac și indirect se transmite elevilor atitudinea asta, de a pune la îndoială și de a verifica. Nu le dau voie să folosească telefonul în mod normal în clasă, chiar este destul de rigid, aș putea zice pe tema asta, le zic, telefonul, uneori la începutul orei, deseori, repet, telefonul nu are ce căuta pe masă, sub masă și în mână, doar în ghiozdan sau în buzunar. Bun. Dar sunt momente în care avem dispute în clasă, fie pe un cuvânt în română sau pe un cuvânt străin la geografie, mai avem denumiri de orașe, în limbi străine și pronunția și o căutăm pe internet sau în română, dacă un cuvânt mai rar folosit are nu știu ce plural, hai la internet, deschide internet, zic căutați. Vă rog să căutați acum pe Dex online, versiunea online, să vedem care e treaba. Uneori am eu dreptate, se întâmplă să n-am dreptate și mi-am format reflexul ăsta să caut și eu și cu ei în clasă imediat ce apare o dispută, ca să nu amânăm, că după aia le uităm, vin alte chestii și uităm ce... Și rămânem cu ceva și fie eu, fie ei. Dacă e o contradicție sau respectivul elev care zice că nu e așa și verificăm și o lămurim, dacă putem să o lămurim. Și mi-am format reflexul ăsta și în viața privată. Mă mai întâlnesc cu niște prieteni în oraș o dată pe săptămână și avem conversații și mi-aduc aminte cu vreo 2-3 săptămâni la o întâlnire. De asta discutam subiect de cercetare în biotehnologie, de medicină, nu mai știu exact. Și îmi zice că vorbeam ceva despre ADN și eu am replicat, zic, dar și ADN-ul e tot o proteină. Respectiv, având facultate de medicină, zice, nu e adevărat. ADN-ul nu este o proteină. Zice, eu am terminat facultatea de medicină, am învățat la toate cursurile, toți profesorii mi-au zis. La ADN-ul. Serii aminoacizi. Da, da, dar nu proteine, că și proteinele sunt tot din aminoacizi. Exact. E altceva. Și... Reflexul, dar, bine, pentru reflexul, la nivel de amator, e o distinție. Nu, reflexul meu, da, dacă pretind rigoare, atunci
Reflexul meu a fost să deschid telefonul, zic, stai că verific. Am deschis telefonul, am căutat, avea dreptate. Am zis o prostie, zic, da, ai dreptate, da. Scuze, sorry, de unde mi-a rămas mie în cap chestia asta? ADN-ul e tot din clasa proteinelor? Probabil pentru că proteinele pot fi foarte complexe, pot avea chiar milioane de atomele, grupări de proteine. Vreau să spun că așa am evoluat eu, apropo de capacitatea generalistului. Îmi place să mă consider un picuț de generalist și prin prisma geografiei, care e o disciplină mai generalistă, mai din zona în care se conectează cu alte discipline din științele naturii și din științe umaniste. Și așa am evoluat eu, încercând să fiu un generalist care își cunoaște limitele. Pentru că am fost conștient de problema asta și m-a deranjat foarte mult și să zicem că am evoluat, sunt undeva pe traseu spre... S-a întărit acel mușchi al curiozității, care stă de fapt în spatele generalistului. Generalistul este o persoană curioasă, care încearcă să afle fiecare lucru care îi se pare că nu se potrivește acolo, e curios să facă ceva. Asta poate să fie undeva chiar periculos, pentru că s-a putea întâmpla să ignore lucruri mult mai importante. Da, da. Deci e un echilibru foarte, foarte delicat la capitolul ăsta. Exact, el în loc să ocupe și eu de ceva, că el avea altă treabă, el era curios și s-a dus să descopere o chestiune. Sunt lucruri destul de greu de racordat, să spunem, și cu modul de funcționare a societății, pentru că putem vedea acum de ce suntem noi aici, că toți spuneți întrebarea. Da. Noi suntem, probabil, avem acea căutare a curiozității, acel, să zicem, mindset de gândire de cercetaș care vrea să vadă cum se cuplează lucrurile, mai ales când nu sunt așa cum bănuia. Pentru că niciodată nu sunt. Înțelegerea noastră, indiferent cât a fi de avansat, să spunem, este limitată. Întotdeauna există lucruri care nu le știm și nici măcar nu le putem ști, nici măcar în principiu. Chiar și dacă am ști destul de bine, după aia intervine dificultatea comunicării la granularitatea la care gândim noi lucrurile. În capetele noastre s-ar putea să avem idei foarte adânci, dar totul e limitat. Discuția de azi e limitată de timp, conversația cu oricine are un timp limită. Energia de care dispunem, miza pentru care dezbatem o problemă. Deci, sunt limite, inclusiv limite absolute aproape. Herman Ligotel spune că sunt limite absolute, să spunem, la cât putem demonstra într-un sistem axiomatic. Da. Și poate fi, știu și eu, generalizată oarecum, chiar dacă nu e neapărat riguros, cam în orice alt domeniu. Și în orice alt domeniu putem să dea limite dure a ce se știe la ora actuală la cele mai înalte nivele, cum ar fi în fizică, unde încă nu avem o teorie unificată. Aici s-ar putea să fie un motiv pentru care multă lume preferă simplificarea în discuții, preferă discuția pe capetele axii. Oameni buni, oameni răi, politicieni pricepuți, politicieni nepricepuți și așa mai departe. Oameni bogați, săraci, împărțim în două, poate trei categorii, pentru că e obositor să comunici. Întreaga deci, hartă, băi, știi cum merge, când merge cu harta, acum se merge cu GPS-ul, mergi cum spune el, asta e, chiar dacă te bagă într-un părâu. Pe vremuri erau și hărți imense și nu puteai să pui toată harta în mașină, în pătură, vedeai o bucățică din ea, dacă ieșea de acolo nu mai știai ce să mai face. Asta nu înseamnă că bucățica aceea era inutilă, dar fatalmente ca să fii productiv undeva ai nevoie de o bucată la să zicem, de niște simplificări. Simplificările care sunt suficiente soldatului să funcționeze, pentru că soldatul, infanteristul greu, acela are suficiente probleme să apere, să-și ape șanț, să știe, să-și formeze inclusiv perspectiva morală. El trebuie să-și înfrunte direct în față moartea. El acolo este hotărât să moară cu orice preț, împreună cu tovarășii lui, pentru că dacă face un pas înapoi, mor tot sigur. Haideți să mutăm un pic cu discuția, mă uit la ceas și ar fi timpul să-i dăm o concretețe despre generaliști, specialiști. Unde sunt ei actualmente în societatea românească? Câți specialiști și generaliști autentici, veritabili avem? Dacă sunt amplasat unde trebuie, dacă societatea zice că ține, sunt complementari. Ține cont de ei versus... Deci ei avansează împreună ca acel tâlc, și acel tâlc asta sugerează.
În momentul în care ne fixăm pe specialiști, și asta cred că este o boală modernă, în care orice se referă la specialist, și mulți din cei care ar trebui să racordeze T-ul, pentru că sunt pur și simplu meserii, acum ne-am separat pe meserii de bază și unii ar trebui să racordeze diversele chestiuni. Presa, de pildă, treaba aia ar fi să racordeze lucrurile. Ei, în loc să le racordeze, când discuți cu un jurnalist, când spui de ce spui prostia aceea, îți spune, așa a spus specialistul. De ce îmi spui tu că nu e așa, că tu nu ești specialist? Sigur, nu sunt specialist, dar poate s-ar putea întâmpla să am o idee cum e în domeniul respectiv și care să potrivească. Sau pur și simplu să pun o întrebare potrivită. Și nu, problema mai mult e de racordare, pentru că cea mare problemă apare cu specialiștii. Nu sunt toți fiabili. Deci unii specialiști, cu toate hârtiile puse la dispoziție, cu doctorate și tot restul, bate realmente câmpii. Păi sunt la celălalt capăt al axei. Exact, falși specialiști, falși dar specialiști. Care sunt greu de separat de ceilalți. Și în momentul în care jurnalistul care ar trebui, treaba lui ar fi să creeze harta în care societatea prin care societatea să se racordeze, asta trebuie să-i puterea, jobul de fapt al jurnalistului într-o societate democratică și de aceea este o putere în stat. Ei, majoritatea jurnaliștilor la noi declamă mult sus și tare că treaba lor este să informeze. Și atât trebuie să mai treaba lor, el trebuie să spune ce spune specialistul. Este jurnalismul de opinie, jurnalismul de investigație, sunt niște bucățele micuțe, dar care sunt de până la urmă nu lucrul esențial. Treaba jurnalismului este până la urmă, în perspectiva mea, desigur, nu pretind că aș da dictate, dar treaba jurnalismului ca putere în stat este să facă o hartă, să creeze o hartă a informațiilor din jur, o hartă în care publicul să aibă încredere și care să permită, să spunem, să se uite la bucata care le interesează din hartă, fără să aibă grijă că harta aceea e de fapt defectă. Ei, părerea mea este că jurnalismul a ieșuat jalnic de la acest capitol. Nu-și mai face acest rol și se mulțumește la transmis părerea una sau altuia sau ce li se pare lor că este bine și se ajunge câteodată chiar la chestiuni spectaculoase ca cea de săptămâna trecută în care jurnale foarte cunoscute internaționale, New York Times și de genul ăsta, au transmis comunicatele Hamas ca și cum ar fi realiste. Sigur, au spus undeva la capăt, a transmis Hamas. Dar pat, mare sus, Israelul a distrus un spital și a murit 500 de oameni. Da. Ca să vadă pe urmă că nu era nici pe departe așa. Deci, cumva, jurnaliști cu clasă, să spunem, jurnaliști quality, care nici nu ne gândim noi să avem la nivelul ăla, au decăzut la nivelul la care pur și simplu să transmită propaganda. Bine, asta ar putea intra în zona erorilor, să zicem. Că dacă ar fi o singură eroare, ar fi grozav, dar sunt foarte, foarte, foarte multe. Atât de multe încât câteodată mă gândesc că mare parte din presa quality nu a sărit mult mai mult decât de nivelul scânteia. Cu diferența că nu mai e una singură, sunt mai multe. Și au format bule. Ei transmit ce crede ei că ar vrea să asculte bula lor. Au grijă să nu transmită nimic care ar putea să deranjeze bula lor pentru că își pierd audiența. Și au nevoie până la urmă de bani, pentru că asta e marea problemă cu măsuratului totul în bani. În momentul respectiv se pierde sensul. De ce ne batem noi aici? Ne spunem, domnule, trebuie să câștig niște bani. Și atunci eu fac, asta e bula mea, de aici mă aprovizionez, de aici câștig, rest nu mă interesează ăia să-și facă bula lor, cum s-ar spune. Și ne separăm în bule în care nu se mai comunică, nici măcar cei curioși nu mai comunică între ei. Cei care nu sunt nici măcar curioși, nici măcar atât. Ei știu sigur că așa le spune bucata de presă care o văd ei și care le este comodă și ajung să apere poziții care nu pot fi apărate. Și de aici se poate ajunge la niște probleme mărișoare, pentru că o societate construită pe cărți de joc nu are șanse prea mari să reziste și de aici... Bun, și la noi, cum vedeți? România, în situația actuală, e la același nivel cu exemplele pe care le-am, suntem mai jos. Sentimentul meu, dar e un sentiment cât se poate de subiectiv, e că totuși suntem mai jos. Ca societate în ansamblu. Nu, noi nici nu putem avea pretenția să fim foarte sus. Suntem mai aproape jocul de... Jocul e foarte sus acum. Jocul acum se face la nivel supranațional, la nivel de continent. Ce vreau să spun că suntem mai jos? Că tot mai multe roluri din societate, funcții de decizie,
la diverse niveluri. E ocupat de persoane pe în jumătatea dinspre extrema falsă a specialistului sau generalistului. Da. Adică roluri care ar trebui să revin unor generaliști veritabili nu prea revin, pentru că nu îndeplinesc alte criterii. Nu sunt nepotul sau pila cui trebuie. Adică s-au construit o formă fără fond până la urmă. Da, da. Noi avem o tradiție veche la capitolul. Dar nu e ceva nou, exact. Asta vreau să spun. N-ar și nici nu era de așteptat să fie cumva altfel, pentru că e dificil să... Aici a fost o discuție mare când între Maiorescu și Călinescu, dacă nu mă înșel, în care... deci formă fără fond este termen românesc. Da, Maiorescu care a spus că mai bine nu facem deloc... Călinescu nici drugați că în altă spectru istoric. Dar erau contemporani. Nu direct, ci prin, să zicem, dialog peste timp. Da. Era o discuție cum ajungem noi, națiune proaspăt dotată cu un stat, că asta e situația, cum ne gospodărim, încotro mergem. Și erau mai multe curente de opinie și unul din curente imitam de opinie era instituțiile să imităm ceilalți. Au academie, facem academie. Da. Au penacotecă, facem penacotecă. Ceea ce îl vrăcăia neplăcut pe Maiorescu, care observa că pur și simplu nu avem pe cine să punem acolo, nu avem oameni suficienți, mai bine nu facem deloc. Mai grabă ne ținem la un nivel mai modest și pe măsură ce vom ajunge să avem nivel, construim acele lucruri fără să ne lăudăm că am avea ceva ce nu este. Poziția cealaltă a fost, creăm întâi cadrul general, punem așa premii. Și în timp, cumva, nu e foarte clar cum acela are să evolueze, pentru că o să aibă o aspirație oamenii de acolo să fie la nivelul dacă altora. Înțeleg bine, Maiorescu, care, dacă mă înșel, era și conservator, ca orientare politică, partidul conservator. Vedea creșterea, evoluția organică a societății și a instituțiilor, organică, adică din dorința de la firul ierbii, de la individ, de la comunități, și oponenții ceilalți vedeau forțarea un picuț. Hai să-i dăm niște stimulente. Exact. Creăm niște instituții, chiar dacă la început sunt forme fără fond, oamenii vor merge la teatru, chiar dacă la început merg din snobism. Adică aspirând într-acolo, imitând, cum au englezii vorba aceea, fake it till you make it. Exact. Mica problemă e că n-am reușit să make it, pentru că noi am rămas la fake it. Nu știm dacă n-am reușit să make it, pentru că nu avem un experiment, un lot de control la chestia asta, o Românie fără instituțiile respective să fie evoluată în paralel și să le comparăm. S-ar putea să fie instituțiile 5%, 10%. Nu au ajuns la un nivel fantastic. Nu au ajuns la cât ne dorim. Da? Ideea că vor ajunge dar nu știu la cât ar fi ajuns în lipsa strategiei. E posibil și asta. E posibil pur și simplu să fi făcut, în loc să avem instituții proprii, să fie și o secție al altor instituții. Nu avem Academia noastră, avem o secție a Academiei franceze. Și care se separe, s-ar separa ulterior eventual. Nu știu. Da, sigur, e greu de spus cum ar fi evoluat, dar cert e că nu a evoluat așa cum era de așteptat, în sensul ce avem să fie instituții de sine sănătoare solide. Problema mai mare este alta însă. Cum spuneam, deci nivelul, numele jocului la nivel, în general la nivel social, la nivel politic în special, este totuși puterea. Nu contează, deci suntem în continuare intoxicați cu ideea că contează dreptatea și asta este până la urmă ce i-a condamnat și pe palestinieni, că ei sunt tot convinși adăpați pe undeva, inclusiv de mare parte din media occidentală, cu ideea că au dreptate și trebuie să lupte pentru ea, că până la urmă dreptatea va câștiga. Ei, dreptatea nu câștigă de la sine, dreptatea umblă cu capul spart. Dreptatea câștigă doar în momentul în care are de partea ei și puterea. Și dreptatea poate fi un element solid de acte de putere. Este un dicton. Fiecare are atâta dreptate câtă putere are. Exact. Dar asta nu înseamnă neapărat că nedreptatea câștigă întotdeauna. Nu sună încurajator dictonul, pentru că ce îți spune? Îți spune dacă nu reușești să-ți clamezi dreptatea, eventual să o impui, eventual să atragi de partea ta pe alții care să te susțină, de fapt tu n-ai dreptate. Există dreptatea în termeni ideali, da? Dreptatea teoretică în plan ideal și dreptatea pusă în practică. Uite, exact. Până la urmă, istoria nu e scrisă de învingători. Dar, cum spuneam, deci dreptatea, într-adevăr, la nivel mic, să spunem, ea este zgomotoasă. E cam cum e teoria cuantică.
la nivel mic, particule apar, dispar, nu poți da nicio regulă acolo. Sau, mă rog, sunt niște reguli generale, dar doar la nivel statistic. Nu avem formule clar, obiective pentru a stabili. E discuția aceea dacă nu avem noi formule sau chiar așa este structura universului. Noi aici nu chiar le nu știm. Da, da, da. Și o discuție foarte interesantă. Dar nu despre asta e vorba. Deci ideea că la nivel mic, într-adevăr, dreptatea în sine umblă deseori cu capul spart. Dar la nivel macro, apar niște direcții legate de faptul că dreptatea poate fi un factor motivator solid al puterii. Și deseori, ca să nu spun întotdeauna că nu, mă rog, putem găsi probabil contraexemple, dar de obicei, în multe lupte, cei care au luptat sau au agregat putere în jurul flamurei unei dreptăți, au ajuns să, au ajuns să câștige lupta cu atâtea chestii, nazism, comunism, atâtea extremisme până la urmă, diverse isme care... E valabilă și o reciprocă aici. Unii pot să acumuleze putere în slujba unei cauze care se dovedește la un moment dat că nu e cea mai nobilă sau nu e corectă economic. Comunismul, da? A reușit, a avut apogeul momentele lui de glorie în care, nu, URSS și blocul sovietic acumulaseră foarte multă putere. Acum, comparativ cu ce era înainte, poate chiar a fost mai pozitiv într-un fel, pentru că și statul țarist nu era chiar o mare fericire. S-a dovedit că, da, dar el după aia s-a opus capitalismului, democrațiilor. A fost dictatura clasei muncitoare, în fine, proletariatul. S-a dovedit că, cel puțin din punct de vedere economic, n-a rezistat ideologia. Exact. Pentru că ideologiile, ca toate ideologiile, până la urmă, sunt o armă a soldatului Giulie Galef. Ea apără o poziție. Poziția aceea s-ar putea să fie bună la un moment dat, dar s-ar putea să fie imposibil de apărat, chiar periculoasă în alt context. Și atunci e nevoie de cercetaș, de scaus care să observe când poziția nu se mai potrivește, aceștia să aibă cumva capacitatea de a comunica într-un fel către soldați că s-a schimbat poziția și de fapt trebuie să mute în altă parte și soldații care eventual stau ancorați de acolo, convingi cumva de ai lor. Și aici e o chestiune, cum convingi soldatul care era hotărât să moare pe dealul ăsta că de fapt are de aparat un totuși cu totul alt deal. Și aici vine, să spunem, mecanismul care face unele societăți să fie foarte puternice și să evolueze, pentru că societățile au și ele un sistem de evoluție ca și ființele. Evoluează diverse culturi pe baza diverse tipuri de ADN-uri. Chiar există sintagma ADN cultural, exact. ADN organizațional, exact. În companie. Și cele care au succes propășesc, avansează și sunt vizibile și alții le atrag și mulți încearcă să le atingă imitându-le, copiind ce fac ei, că o să ajungă și noi ca ei, fără să realizeze că ei de fapt înăuntru au niște elemente culturale, aceste sisteme în care să poată să crească cercetașii, generaliștii și să comunice totuși cu restul societății care vine cu capabilitățile necesare pentru luptă, încât să poată să reziste, în timp ce diverse alte societăți tind să se ancoreze într-un element sau altul, care ar fi acela, chiar nu este important, poate util la un moment dat, dar care poate să devine toxic în momentul în care s-au schimbat condițiile de mediu. Și se pune întrebarea ce anume au societățile productive și nu vedem. Asta ar fi o concluzie. Am pornit de la generaliști, la specialiști. Cum stăm cu timpul? Gata. Okay. Ne vedem data viitoare. Dacă sunt întrebări, cum spuneam, aici insistăm destul de des. Comentarii. Că vrem să discutăm, să căutăm ce vede cineva altfel. Dați-mi noi cu... Așteptăm comentarii pe oriunde ne vedeți. Pe YouTube, pe contra-argumente. Facebook, pe ce-o fi. Pentru că ar trebui să încercăm să învățăm, să discutăm mai mult între noi încât să transmitem ce știm fiecare și să nu ne fie teamă să spunem ce credem că știm, să nu ne fie teamă că ne facem de râs, pentru că important este să învățăm ceva și dacă învățăm că am greșit, este un lucru nu doar bun, chiar important. La revedere! Toate bune!